Emisiune realizată cu sprijinul Macteșim Agan. Bună ziua, dragii mei, bine v-am regăsit, suntem din nou împreună. Mă tot întrebam așa, gândindu-mă la viață, că avem timp pentru toate. Să dormim, să alergăm în dreapta și în stânga, să citim și să scriem, să corectăm ce am scris, să regretăm ce am scris. Avem timp pentru ambiții și boli, să învinovățim destinul și amănuntele. Avem timp să privim norii, reclamele sau un accident oarecare. Avem timp să ne facem prieteni și să-i pierdem. Avem timp să primim daruri și să nu le înțelegem niciodată. Avem timp pentru toate. Nu avem timp doar pentru puțină tandrețe, spunea poetul. Și atunci când să facem și asta, poate murim? Cu siguranță că nu o să murim, dragii mei. Suntem împreună la întâlnirea de astăzi și sunt fericită că din suflet, către sufletele dumneavoastră, v-am spus aceste vorbe ale lui Octavian Paller, ca să ne aducem aminte că viața mai trebuie și trăită. Cred că ați avut o sărbătoare bună duminica trecută, o săptămână și mai bună. Dumnezeu ne-a dat ploi, ne-a mai dat și zile însorite și eu o să vă dau imediat câteva informații despre subiectele noastre de astăzi. Începem cu directorul DSVSA, dragii mei, care este un om extraordinar. A știut să fure meserie, nu să o împrumute. El spune mai ales că această meserie poate fi învățată de la cine știe, chiar de la un îngrijitor de animale. Are și profesor la care se gândește, așa că are foarte mulți mentori de excepție. Așa că eu zic să furăm și noi câteva din experiențele dumnealui, care, bineînțeles, se ocupă de sănătatea și de siguranța noastră alimentară. Domnul director, bine v-am regăsit la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Brașov. Cred că pentru a nu știu câta oară, și atunci vă întreb, de fapt, de unde ați început și când și cum ați ajuns aici? Traseul nu este foarte complicat. După terminarea facultății am lucrat 18 ani într-o unitate de creștere intensivă a porcinelor. Primii 9 ani am fost medic epizootolog, următoarea perioadă de 9 ani am fost directorul obiectivului cu pricina. A fost o perioadă mai mult decât frumoasă, pentru că elanul tineresc, ieșirea de pe mâncile facultății... Perioada în care v-ați, cum să spun eu, v-ați consolidat din punct de vedere profesional. Deci da, n-a fost simplu, meseria se fură, nu se împrumută. Sigur, tocmai de asta îmi spun. Inițial, cei de la care așteptam genul acesta de invitație, poftim sau poftiți în zona noastră de activitate, au fost într-un fel destul de severi cu sfaturile. Într-un fel a fost mai mult decât foarte bine. Genul oamenilor mai conservatori, așa? Mai conservatori. Să nu dea din ce știu și altora. Corect, dar inițial au fost circumspecți, pentru că aveau senzația că e destul de complicat să stai într-o unitate de tip intensiv, unde nu știi când se termină programul pentru că începe din nou. Un flux continuu, o adevărată uzină vie. Și foarte puțini oameni au rezistat în genul acesta de program și de stres. Văzând că pasiunea mea pentru subiect este semnificativă, oamenii au început să-și dea drumul. Am avut parte de niște mentori de valoare, de la care am învățat foarte multe lucruri. Vă rog să mă credeți că poți învăța chiar și de la îngrijitorul de animale. Foarte adevărat, așa este. O grămadă de lucruri care încep cu bunul simț tradițional țăranului român, continuând cu aspecte legate de profesie. După 1999 am venit în cadrul Direcției Sanitare Veterinare Brașov. A fost un pas important pentru mine. Am avut o perioadă din nou de ucenicie, pentru că una este să... Ucenicie în administrare, exact. La nivel de județ, una structuri foarte importante. Și foarte complexă. Foarte complexă.
Inițial am crezut că va fi cât se poate de simplu. Veneam cu o experiență managerială în spate, cu o experiență de patologie de complex. E bine, partea administrativă nu este o parte simplă. Cei care își doresc să fie directori de direcții sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, trebuie să știe foarte clar că aici nu vii ca să înveți. Aici deja când ai venit, trebuie să știi. Da, aveți, cum spuneți, responsabilități deosebite în ceea ce privește sănătatea animală și siguranța alimentelor, dar responsabilitate care cade în mod deosebit pe umerii, în sarcina aparatului de stat, dacă pot spune așa, a funcționarilor din sistem. Cum lucrați, cum colaborați și cât de mare pare a fi și responsabilitatea celor care, mă rog, celor cu liberă practică, adică medicilor veterinarii concesionari. Toți fac o activitate cât se poate de utilă profesiei noastre, dar, sincer, s-ar putea reuni sub aceeași umbrelă și ar putea să facă lucruri mult mai importante pentru profesie și pentru medicul veterinar, indiferent că este angajatul statului sau desfășoară activitate privată. Aveți în atribuții, evident, și programul strategic la nivel județean, vorbim acum, sigur că el este și derivă din cel național. În ce măsură reușiți să-l implementați și să asigurați aplicarea lui în teritoriu împreună cu concesionarii? În primul rând, n-aș vrea să folosesc cuvinte mari, dar programul strategic este o carte de căpătâi simbolic pentru profesia noastră. N-a fost an în care să nu îndeplinim aceste ținte pe care le creează programul de strategie națională în domeniul prevenirii apariției bolilor la animale cu transmitere la om, program legat de siguranța alimentelor la nivel național. Tot acest program redus la scară la nivelul județului Brașov este îndeplinit în fiecare an, pentru că atât partea administrativă care reprezintă statul, cât și partea de liberă practică se regăsesc și știu ce au de făcut. Avem medici concesionari de foarte bună calitate și responsabilitatea primară vis-a-vis de sănătatea animalelor aparține deținătorului, sigur că da, deținătorului de animale, care poate, sau proprietarului, care poate să fie o fermă comercială, o exploatație de tip A, o exploatație banală cu un număr X de animale. Activitatea de identificare a animalelor este o activitate mai mult decât importantă. Sigur. La nivel național, la nivel european. Am învățat acest alfabet la începutul anilor 2000, l-am implementat. Există o rețea informatică foarte bine pusă la punct. Avem o bază națională de date, o bază județeană de date. Este mai mult decât normal. Corespunde ea întotdeauna cu realitățile din teritoriu? Variațiile sunt foarte mici. Știu de ce mă întrebați. Pe noi ne interesează și răspundem de circulația animalelor la nivelul teritoriului național și nu numai. Între noi și APIA, spre exemplu, nu există variații. Între noi și Registrul Agricol de la nivelul primăriilor mai sunt niște mici diferențe. Mai mici diferențe. Oglinda catagrafiei aparține în mod special medicului veterinar de liberă practică. El își cunoaște foarte bine efectivele, pentru că acolo își desfășoară activitatea. Din această activitate trăiește efectiv. Aș vrea să vă întreb acum altceva. Sunt o serie întreagă de, mă rog, poate spun mult, o serie de boli transmisibile de la animale la om, de la animal la om, de la animal la animal. Aveți astfel de probleme în județul Brașov? Sau în desfășurarea activității? Vreau să fac niște precizări. În primul rând, bugetul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor are un capitol legat de subiectul despăgubiri. În contextul în care identificăm o boală care se încadrează în tiparul pe care l-ați prezentat dumneavoastră,
avem posibilitatea să despăgubim proprietarul de animale. Evident, prioritatea este eliminarea din efectiv pentru a nu întreține un focar de boală. Despăgubirea proprietarului pentru a-și relua activitatea zootehnică și, de ce nu, încadrarea niște baze de date care sunt puse la dispoziția entității centrale de conducere, dar și la nivelul comunității europene. Din fericire, în exploatațiile comerciale, în ferme, în gospodăriile populației, în județul Brașov, în momentul de față, nu avem un focar mai deosebit, așa, care să... O problematică patologică care să ne creeze probleme. Avem liniște epidemiologică din acest punct de vedere. Când ați avut ultimul episod mai serios legat de... Bun, avem la nivel de Brașov evenimente legate de anemie infecțioasă ecvină. Am scos din efectiv cai respectivi. Mai avem de scos niște cai. Eradicat boala. Încă nu, aici. Încă nu, dar fără să avem niște probleme deosebite. O serie întreagă de boli care se propagă la animale, între animale și de la animale la om, provin și din mediul silvatic. Cum reușiți să țineți sub control acest lucru? Există o politică coerentă sanitară veterinară vis-a-vis de prevenirea și combaterea rabiei. Se fac vaccinări din avion. Avem Când ați avut ultima acțiune de acest gen? Anul trecut. Și cu bune rezultate. Pot să vă spun că ce după înseamnă 3... bune rezultate? Înseamnă că ați depistat asemenea focare în mediul silvatic și totdeauna după aceea... De județul Brașov a avut cazuri de rabie în diverse zone ale județului, mai ales în localități care se învecinează cu mediul silvatic. Trebuie să știți că procentual prezența bolii la nivel de județ a scăzut în ultimii 5 ani cu peste 80%. Discutam anterior legat de patologia din exploatațiile avicole. Avicultura după gripa aviară din 2006 din județul Brașov a crescut exponențial. I-a ambiționat pe crescători acel episod complicat. O să vă propun să ne oprim aici. O să continuăm cu siguranță săptămâna viitoare în emisiunea următoare cu discuția. Mulțumesc. Despre activitatea dumneavoastră, pentru că este foarte interesantă activitatea de medic veterinar în mod deosebit și activitatea ca structură administrativă la nivel de județ. Vom continua. Mulțumesc foarte mult. Și eu vă mulțumesc. Da, foarte interesantă următoarea poveste, dragii mei, istoria salamului de Sibiu, să știți, care începe odată cu final de secol XIX. În fabrică la Mediaș se producea, după o rețetă întotdeauna îmbunătățită de maestru Iosef Tail. Și să știți că istoria și produsele merg mai departe, până în anul 1885, unde Filippo Dozzi, un pietrar, dar stați puțin că nu un pietrar oarecare, un pietrar care era meșter în amestecarea cărnurilor și a mirodenilor și uite așa rețeta a dat naștere acelui salam de Sibiu pe care astăzi îl mâncăm cu mare bucurie. Să știți că pe ștampila care însoțea produsele către spațiul austro-ungar scria Vama Sibiu. Toți cei care vreau produse de la fabrica din Mediaș vroiau salam de la Vama Sibiu. Și uite așa s-a ajuns la titulatura, ca să spun așa, de salam de Sibiu. E, astăzi să știți că Asociația Producătorilor de Salam Sibiu vor ca să promoveze brandul internațional și să obțină indicație geografică protejată. Mult succes! Să rămână, doamna doctor, bine v-am întâlnit și la Sibiu. Să punctăm exact ceea ce ați prezentat dumneavoastră, e vorba de Asociația pentru producătorilor de salam de Sibiu. De ce a fost necesar înființarea
acestei asociații? Asociația își dorește să promoveze salamul de Sibiu internațional, deci vrem neapărat să obținem indicație geografică protejată pentru România, salamul de Sibiu. Salamul de Sibiu știți că este extrem de îndrăgit de consumatorii din România și pentru că momentan nu există decât magiunul de topoloveni înregistrat ca și indicație geografică pentru România, trebuie să promovăm neapărat brandurile acestea pe care noi, în afară de faptul că le iubim, sunt cele mai cunoscute. Iar salamul de Sibiu era evident că trebuia să parcurgă acest drum. Dar salamul de Sibiu nu se produce de ieri de astăzi, el se produce de mai multă vreme. A fost consumat cu plăcere, cum spuneți dumneavoastră, de români și nu numai. Tot n-am înțeles de ce este necesară, de ce a fost necesară înființarea acestei asociații o dată în plus față de ceea ce se știa acum, în această perioadă. E important pentru că aceasta este legislația europeană. Înregistrarea EGP, indicația geografică protejată, nu poate fi făcută doar de un singur producător. Da? Grupul care lucrează în România înregistrează această indicație geografică. Nu suntem doar un singur producător. Iată că sunt destui producători în România. Că sunt mai mulți membri fondatori, să-i spunem, mai asociații? Sunt 5 membri fondatori, sunt cei care astăzi dețin 95% din cota de piață a salamului de Sibiu și în ordine alfabetică vă spun Agricola Internațional Bacău, care este și liderul pieței în acest moment și în volum și în valoare, Angst, da, care e prezent puțin mai încolo, Aldis Călăraș, Reinhardt și cei de la Scandia, care sunt și deținătorii numelui Mărcii Sibiu. Ne-am adunat incredibil. Cei 5 sunt singurii care produc salam de Sibiu? Mai sunt câțiva. Și nu vin și acei ani? Și ei, sigur că da. Deci au manifestat interesul față de a veni în această asociație. Toți ceilalți producători și-au manifestat interesul de a adera la asociație. Ce și-a dorit asociația să facă cel mai mult, da, și fiind cei care știu să facă cel mai bine salamul în România, a fost a face acest caiet de sarcini. Este o chestiune obligatorie, da? Caietul de sarcini în care am adunat, cum am spus noi, ca într-o ladă de zestre, da? De acum 100 de ani, documente, da? De nașterea salamului de Sibiu, de cum a parcurs acest drum în România și exact cum trebuie să fie produs. Da? Pentru a păstra, știți ce e cel mai important? Calitatea produsului. Pe noi asta ne interesează. Indicația geografică pentru consumatori este importantă tocmai pentru că le arată originea produsului și calitatea produsului. Lada de zestre, spuneți-mi istoria salamului de Sibiu în România. Repede așa am... Că istoria e bogată. Repede v-am spus, paternitatea întotdeauna a fost împărțită și controversată. Joseph Taylor în 1895. 1911 Filippo Dotti. Da? După aceea, 1970, în România, trei mari fabrici agricole, de fapt Carbac se numea la vremea respectivă, la Salonta și iarăși Salsi, Angstul de astăzi apare în această istorie. Nu vă ascund că undeva între 1850 și 1917 mai existau niște producători. Toate sursele spun că mai existau niște producători. Controversa mare... Primele producții de salam de Sibiu au apărut la Sibiu, de aici se poartă numele așa, de aici s-a dat numele ăsta? Și aici este o problemă. Nu vin neapărat din zona Sibiului. Vama, trecerea spre Ungaria, spre Imperiul Austro-Ungar, se făcea prin vama Sibiului. Și pe documente, el inițial se numea salam de iarnă. Așa a apărut cei doi tați, dacă putem să spunem așa, salam de iarnă l-au intitulat. Pe documentele cu care se tranzita, da, înspre Transilvania și mai departe înspre Ungaria, se punea o ștanță mare, Vama Sibiu.
Și de acolo este această, este această denumire de salam de Sibiu. Salam de Sibiu. Am înțeles. Este izvorul autentic al, ca așa povești putem toți să facem. Dar cum vă spuneam, niciodată nu s-a vorbit de mamă, da? S-a vorbit tot timpul de paternitate. Îmi place să vorbesc de maternitate, că nu se poate fără asta. Maternitatea evidentă este România. Pentru că orice ingrediente au adus în România, totul s-a adaptat climei, condițiilor din România și mai ales gustului din România. Deci este produs autentic românesc. Este autentic românesc. Vă doresc succes asociației dumneavoastră și tuturor celor care produc salamul de Sibiu. Să dea Domnul să pătrundeți cu el în toată lumea, nu numai în Uniunea Europeană. Mulțumim tare mult și o să ducem numele ăsta departe, veți vedea. Merită. Succes mult! Mulțumim! Și acum, dragii mei, aș vrea să-l cunoașteți pe Ioan Benea. Vreau să vă spun că a fost o perioadă în care cultiva 1600 de hectare. Mă rog, suprafața s-a mai împuținat, dar ferma dumnealui de lângă Brașov, să știți că în această perioadă a fost, ca să zic așa, ferită de ploi și de toate intemperiile care le-au dat de furcă fermierilor. Vreau să vă mai spun un lucru, că este fericit că soiul Bella Rosa o să-i aducă cele mai multe bucurii, atât bănești cât și sufletești. Bună ziua, domnule Benea! Ne vedeam anul trecut pe vremea aceasta, dar țin minte că atunci era secetă. Suntem în câmp, vremea sper să ține cu noi și să nu ne prindă ploaia. V-aș întreba în ce măsură condițiile meteorologice din ultima perioadă au afectat sau, din potrivă, au ajutat cultura de cartofi și toate celelalte culturi? Bună ziua, bine ați venit la această întâlnire, o ziua câmpului împreună cu firma Syngenta, la hibridul acasă, unde vedeți aceste câmpuri minunate, acest lot experimental pe care l-am de câțiva ani cu firma Syngenta, pe domeniul cartofului, porumbului, grâu și rapiță. Din nefericire, timpul este așa cum e, dar pentru noi este bun oricând, că agronomii se bucură, mai ales când mai și plouă. Anul trecut, cum spuneați, era secetă și plângeam. Acum e puțin exces de umiditate, nu-i prea mult la noi, în alte zone a fost foarte mult, ceea ce ne creează ceva probleme cu menținerea bolilor și dăunătorilor, combaterea lor, atât la cereale cât și la cartof, în mod deosebit. După cum vedeți, vegetația este luxuriantă și în pământ există producție, dar trebuie... Au apărut deja problemele? Da. Nu, au apărut. La unele zone este foarte, foarte puternic atacul de mană. Asta este pericolul pe acest timp cu exces de umiditate. Noi ne bucurăm, cel puțin în zona noastră, este la nivel de puțin peste normal, puțin. Dar pe zona mea aici, unde este Brașov, deci unde avem teren foarte permeabil, este minunat. După cum vedeți, și culturile arată treaba asta. Spuneți-mi ce suprafață de cartofi aveți anul acesta, pentru că știu că era un scădere suprafețe. Am crezut și eu și anul acesta suprafața de cartofi, am adus-o la vreo 60 de hectare numai, din 750 câte exploatez, pentru că au crescut foarte mult costurile. Cu sămânța, cu substanțele pentru combaterea bolilor, motorina, ce să mai discutăm, toate s-au dus în sus, numai prețul produsului la final este mic când începe să recoltăm. După aceea se mai așează, dar oricum nu este corespunzător cu costurile. Ce soiuri aveți în câmp la momentul acesta? Deci cultiv la ora actuală soiul Bella Rosa, care îl vedeți aici, am soiul Jelly, soiul Red Lady, soiul Hermes și Pirol pentru procesare. Care promite cel mai mult anul acesta? Bella Rosa. Bella Rosa, Jelly încă nu și-a spus cuvântul, dar și Jelly. Dar pe lângă asta, eu am de 3 ani urmăresc, am o colecție de 90 de soiuri de cartofi din țară, deci de la stațiuni și de la institut, plus soiuri de afară, din Olanda, Germania, care le aducem prin respectivii reprezentanți ai firmelor, Solana,
Agrico, Europlant, HZPC și o să le vedeți în colecție în al treilea an. Le-am plantat și în al treilea an aceeași sămânță, deci care am pornit de la bază, ca să urmăresc în acest an degenerarea virotică. Este o problemă importantă să ne putem concentra pe anumite soiuri rezistente. Rezistente la mană, rezistente la degenerarea virotică, rezistente la condițiile climatice. Anul trecut au trecut prin secetă, anul ăsta prin acest exces, să zicem, de umiditate. Să vedem rezultate. Avem rezultate în fiecare an. Am făcut din producția anului trecut la toate 90 de soiuri și determinările la institut împreună cu institutul. O să apară și un articol în revista Cartofului care se va edita cu ocazia Zilei Verzi a Cartofului, care va fi pe data de 3 iulie la Hâltiu, calitățile culinare ale acestor 90 de soiuri, ca să putem recomanda în partea Federației, că știți că am activat atâta timp în cadrul Federației și activez mai departe, să recomandăm fermierilor, aia mai mari știu, dar aia mai mici cel puțin, să mai știe cu ce să mănâncă și când să mănâncă și sub ce formă să poate prepara diferitele soiuri de carne. Spuneți-mi, anul trecut știu că era o altă temă de discuție, problema cartofului de import, care venea cu o serie de probleme, de boli. Da. Problema nu a dispărut. Problema este valabilă, se pare, și la alte semințe, nu numai la cartof. Dar am primit cu importurile făcute, legal, ilegal, mai mult ilegale, că au venit fără documente fitosanitare, și ne-am introdus boli de carantină, Clavibacter, Astonia, în țară. Anul trecut aveam vreo 21 de județe, anul acesta, după datele de la minister, în 41 de județe aveam depistate loturi cu Clavibacter. Asta înseamnă carantină, 7 ani de zile nu mai produci cartofi acolo și nu se mai poate manevra și așa mai departe. Este o treabă neplăcută. Dar asta datorită importurilor necontrolate. Deschiderea pieței cu Uniunea Europeană, zicem că nu ne vine cartof stricat din Uniunea Europeană, dar au grijă să mai scape așa, ca să ne facă, să ne scoată din concurență. Că asta este bătaia mare, piața. Din nefericire, din soiurile românești, suprafețele sunt infime, pentru că atât institutul cât și stațiunile au multiplicat sămânță din cele vreo 10 soiuri românești care sunt încă în producție, poate ele sunt cele produse, sunt mai multe, dar la nivel de coșuleț, de bază genetică, cele care au fost multiplicate și testate în câmp sunt puține. O să vedeți și acolo în colecția de soiuri, am de la stațiune 2-3 soiuri de la Miercurea Ciuc, am de la stațiunea Suceava, am de la institut 2-3 soiuri. Astea sunt și soiurile care se cultivă de anumiți producători în extenso. Și sunt soiuri bune. Cristian, Roclas, Gared, care în testarea care am făcut-o eu în 2 ani și acum o să văd din nou, mi-au dat producții competitive și sunt și destul de rezistente la condițiile climatice și la boli și dăunători. Oricum, este un an de excepție. În zona noastră a cartofului, la cartof mă refer în primul rând, este un an de producții foarte bune. Este un an cu atac, cu presiune de mană foarte mare și atunci când este atac de mană mare, producția este mare la cei care știu să o protejeze, dar la cei care nu o protejează, producție zero. O să scoată nimic din pământ, că se putrezește deja în pământ. Putem face totuși o previziune? Vă las să spuneți. Asta înseamnă costuri suplimentare, tratamente suplimentare, tratamente cu 2-3 amestec, cu 2-3 substanțe în amestec la o aplicare. Deci astea sunt costuri. Să vedem dacă le putem acoperi până la urmă prin producție și prin prețul care îl obținem. Asta vreau să vă întreb, dacă am putea face totuși o previziune în ceea ce privește prețurile. Cam la ce preț vom cumpăra noi
cumpărătorii finali pe piață, în toamnă. Eu am mai spus-o, trebuie să ne-am aliniat la Uniunea Europeană cu toate costurile. Suntem la nivelul costurilor din Uniunea Europeană. Prețul este la un sfert sau sub un sfert. Am mai spus-o, oriunde afară, cartoful discută de la un euro în sus prețul pe piață, între 1 și 1,8 euro. La noi încă se discută de 80 de bani. Inacceptabil. Vă mulțumesc foarte mult și sper din tot sufletul să aveți o producție excepțională, așa cum vă doriți. Vă mulțumesc mult! Să dea bunul Dumnezeu să o ducem până la sfârșit bună, mare și sănătoasă! Așa. Iubește-mă, bage, dragă, vergegera. Nu lăsa ani să treacă, bage-o tot așa. Să ne trăim viața fără să ne mai gândim, să nu pierdem vremea și să ne iubim. Vezi, bage-o, nu care fără vergegera. Bage, dragă, fă-ți cărare la inima mea. Vezi, bage-o lungă, e nefoare, verge, e gera. Bage, dragă, fă-ți cărare la inima mea. Să ne trăim viața fără să ne mai gândim, să nu pierdem vremea și să ne iubim. Civănim pe padă flori, verge e gera. Printre mași, printre bujori, pân' s-o vigera. Să ne trăim viața fără să ne mai gândim, să nu pierdem vremea și să ne iubim. Și dragul cu drag se ține, verge e gera. Nu știi ce văd-o bine, cum-i dragostea. Și dragul cu drag se ține, verge e gera. Dar nu știi ce văd-o bine, cum-i dragostea. Să ne trăim viața fără să ne mai gândim, să nu pierdem vremea și să ne iubim. Să ne trăim viața fără să ne mai gândim, să nu pierdem vremea și să ne iubim. Mă numesc Alexandra Strugari și sunt responsabilul de marketing al firmei Clas Sucursala România. El este campionul nostru la categoria grea în agricultură. Este câștigătorul prestigiosului premiu Tractorul anului 2014 de anul trecut de la Expoziția Internațională Agritehnica. Noul Axion 800 este dotat cu motorizare FPT, cu AdBlue pentru respectarea normei de poluare Tier 4 final și vine în 4 variante cu puteri cuprinse între 215 și 264 de cai putere. Transmisie hexa-shift sau continuu variabilă cematic. Manetă multifuncțională C-Motion pentru controlul maxim al motorului, cutiei de viteze și transmisiei. Vă doriți un tractor Axion din seria 800? Vă invităm să contactați rețeaua noastră de dealeri autorizați și veți primi cea mai bună ofertă. Venit la clasa Maximus. Această clasă extra, proprie cultivării rapiței, stabilește standarde noi. Datorită comportamentului compact de creștere, hibrizii semipitici Maximus de la Pioneer oferă avantaje unice în cultivarea și gestionarea culturii, de la semănat până la recoltare. Avantajele încep deja de la semănat. Atât pentru semănatul timpuriu sau târziu, hibrizii Maximus reprezintă un argument convingător. Fermierii pot să profite imediat de beneficiile Maximus. Extra producții în practică. Extra perioadă de semănat.
Extra rădăcini puternice, extra rezistență în timpul iernii, extra scund, extra ușor de recoltat. Emisiune realizată cu sprijinul Macteșim Agan. Continuăm în emisiunea de astăzi vizita la stația de incubație pentru puii de curcă și ne oprim pentru început acolo unde poposesc după ce au străbătut 2000 de kilometri, pentru că vin din Franța, dragii mei. Prima dată mergem în zona de manipulare, apoi cea de fumigare, pentru că acolo sunt dezinfectate și vreau neapărat să fiți prezenți și emisiunea viitoare, pentru că vrem să vă arătăm întregul flux tehnologic până ce ouăle ecluzionează. Să rămână, doamna doctor, n-am avut răbdare să nu revin la dumneavoastră să văd care este exact fluxul tehnologic al ouălor până ies, până când ecluzionează, de fapt aici unde ne aflăm. Ne aflăm în zona de recepție a ouălor. În primul rând, bine ați venit la noi. Bine v-am regăsit. Suntem în sala de manipulare a ouălor. Vedem ouăle recepționate și așezate. Deci să înțeleg că astea au venit recent? De unde? Din Franța? Le-am primit astăzi. Le-am descărcat pe loturi. Pe fiecare cutie este inscripționată data și lotul de părinți de la care provin ouăle. Și veți urmări cum evoluează și în funcție de vârsta părinților? Contează de ce țineți mult, la asta? Contează foarte mult vârsta părinților, precum și data pontei, adică momentul în care ajung la noi, ele au o anumită vechime, dictează poziția ouălor pe cărucioarele de incubat și poziția în incubator, mai aproape sau mai departe de pulsatorul care circulă aerul în aparat. Aerul cald, la anumită temperatură. Aerul cald, bineînțeles. Și văd aici o instalație, aici se întâmplă? Da, este instalația cu care punem ouăle pe sită. Funcționează pe bază de vacuum. Avem acolo un motoraș care le acționează pe amândouă. Iar aceste 20 de ventuze corespund exact celor 20 de ouă de pe un carton cu ouă de curcă. Bun, să iau ouăle din cofragile acestea cu acest aparat, se pun pe sitele incubatoarelor. Și de aici pornesc unde? De aici ouăle pornesc în camera de fumigare. Ce se întâmplă? Dezinfecția ouălor. Deci, aceasta este sala de fumigare? Aceasta este sala noastră de fumigare cu echipament automat. Totul pornește pe timer. Acolo sus, pe tavan, este o sursă de căldură care încălzește aerul la 25 de grade. În momentul în care ajunge la 25 de grade, avem aici, montăm niște surse de căldură, niște plite pe care așezăm vasele cu substanțele de reacție. În momentul în care se oprește sursa de căldură, pornesc automat plitele care declanșează reacția propriu-zisă. Am uitat să vă spun că ce este foarte important, că atunci când apăsăm butonul de start al întregului proces, atât pe ușa de intrare cât și pe ușa de ieșire, deasupra există o avertizare luminoasă care atenționează personalul să nu intre în spațiul acesta. Da, este mediu toxic. Formaldehid, sigur, exact, da. Da. Și nu intră nimeni aici. Da, și înseamnă că înainte de a intra și prelua ouăle de aici, de la fumigare, trebuie aerisit, nu? Da, după 20 de minute de aerisire, de dezinfecție propriu-zisă în mediul acesta, pornește un ventilator extractor, care este acolo sus, pe tavan, și se deschide trapa aceasta, care trage aer proaspăt din sala de manipulare a ouălor. Practic se creează curentul de aer circulă tot aerul și preia formaldehida, gazul acela care a fumigat aici și dezinfectat. În momentul în care s-a încheiat și extracția gazului nociv, avem un semnal sonor
care ne anunță că s-a încheiat dezinfecția ouălor și putem parcurge următoarea etapă din fluxul tehnologic. Am înțeles. Iar ouăle vor ieși pe ușa aceasta care duce în sala incubatoarelor. Bun, o să mergem și noi tot pe ușa aceasta. Așadar, câte incubatoare aveți? Avem să le numărăm, una, două, cât? 8 incubatoare, da? Pe care eu le-am numerotat cum sunt numerotate casele. Păi normal, ca să știți. 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8. Numerele impare pe o parte, numerele pare pe partea cealaltă. De ce așa? Ca să aveți, să puteți ține mai bine evidență. Ele sunt interconectate la o rețea. Eu le pot vedea de oriunde din lume, atâta timp cât am o conexiune la internet. Da. De aceea numerotarea este foarte importantă. Dar lucrează în perechi. Lucrează 1 cu 2. Da. 3 cu 4. Da. Fiecare poartă câte o culoare. Aha. Deoarece calendarul de incubație de la Peter Saim, de la furnizorul nostru de echipamente, are 4 culori. 4 săptămâni, reprezentând cele 28 de zile ale ciclului de incubat al ouului de curcă. Adică, ce și încărcăm, prima săptămână? Ce? Da, ce încărcăm pe culoarea verde, pe da. Săptămâna verde. Da. Acum suntem în săptămână verde. Așa? Asta înseamnă prima săptămână? Da, prima săptămână. Mâine dimineață aceste două aparate vor fi încărcate, în total da. 50.000 de ouă. Iar puișorii care vor ieși din ouăle lor, vor ieși tot pe o săptămână verde, care va fi exact peste 4 săptămâni. Am înțeles. Adică, introduci pe săptămână verde, pui... Ies pe săptămână verde pentru că e ouă de 4 săptămâni. Exact. Este foarte important să nu suprapunem ouăle ca și repartiția lor în aparat, deoarece le transferăm în eclozionatoare la 25 de zile și atunci nu vrem să ne suprapunem cu ouăle în eclozionator. Adică, dacă stați, deci stau la incubație și după aceea le duceți într-un alt spațiu la eclozionare? Urmează mai departe încă o etapă. Între sala incubatoarelor și sala eclozionatoarelor avem zona de trecere de la partea curată a stației, partea ouălor, da? La partea murdară a stației, a puilor, unde ecloziunea puilor determină creșterea microbismului, avem coș, avem puf, avem cu totul altă atmosferă. Și atunci există o delimitare precisă între cele două zone. Deci e absolut necesar să se întâmple treaba. Aici văd deja, sunt ouă la incubat? Da, aici avem ouă la incubat, care, fiind primele două aparate care urmează celor două goale, vor fi următoarele la ecloziune. Aha. Peste o săptămână urmează iarăși perechea albastră, săptămâna cealaltă următoare perechea roșie. Și tot așa, în fiecare luni transferăm, deci holim de aici, iar joia, tot din săptămâna respectivă, aparatele se încarcă. Aha. Este un ciclu pe am care... Am înțeles. Deci azi e miercuri, mâine joi se încarcă da. Două exact. Incubatoare. Și așa mai departe. Am înțeles. Deci un incubator, câte ouă ați spus, ce capacitate are? Incubatorul are o capacitate maximă de 28.224. Toate aceste 8? Unul singur? La dublu vorbim de 56.448. Pentru că am discutat că lucrăm în perechi. Dar am înțeles. Noi ne raportăm întotdeauna la capacitatea fermei pe care urmează să o populăm. Și atunci, de data aceasta, am comandat partenerilor din Franța 50.000 de ouă în loc de 56.000, deoarece ferma pe care urmează să o populăm atât are nevoie. Exact. Iar cele 50.000 de ouă le împărțim în mod egal între cele două aparate. Așezăm ouăle cât mai simetric în aparat și în funcție de lotul de părinți de la care provin, curenții de aer care se formează atât pe partea stângă cât și pe partea dreaptă trebuie să întâlnească exact aceleași obstacole pentru ca buclele curenților de aer să fie
perfecte și să încălzească fiecare embrion în aceeași măsură. Să-i dea șansa să-și dezvolte potențialul genetic în aceeași măsură. În momentul de față, aceste aparate, da, sunt livrate de Peter Time. Ele se numesc bio-streamere. Bio, de la viață, de la... Da, și streamer. Streamer înseamnă curent de aer. Deci, ele adaptează toți parametrii necesităților biologice ale embrionului. Aparatul este dotat cu senzor de dioxid de carbon, senzor de temperatură, senzor de umiditate și chiar senzor care citește temperatura oului, a embrionului. Șeful suprem este embrionul, da? Ne raportăm la el, la necesitățile lui biologice. Și atunci, ovoscanul, așa se numește senzorul de pe ou, reprezentat aici cu roz, da, este cel care comandă aparatul. Dacă embrionului este frig, aparatul automat pornește încălzirea. Și de unde are un senzor în interiorul incubatorului? Da, da. N-am înțeles. Senzorul din apropierea ouălor transmite calculatorului valorile pe care le citește la fiecare 15 secunde. Un singur senzor citește temperatura a mai multor ouă învecinate. Da, da, se, da, face o medie, se transmite calculatorului. Calculatorul raportează media respectivă la valoarea setată prin un program și în funcție de nevoia de nevoia de temperatură sau nu, sau încălzește. Am înțeles. Și, de fapt, ce temperatură trebuie să existe în incubator? Lucrăm în grade Fahrenheit, deoarece așa se lucrează la nivel mondial. Aș putea modifica să lucrez în grade Celsius, dar toate referințele mele sunt în grade Fahrenheit. În momentul de față ne aflăm la 99,9 grade Fahrenheit, care înseamnă aproximativ 37,5. Da. Se pleacă în primele zile de la o temperatură mai mare, deoarece embrionul este neajutorat, este mic, nu își produce singur propria căldură. Trebuie să-l ajutăm să-l încălzim noi. Este în perioada endotermică, când absorbe căldură. Are nevoie de căldură, are nevoie de bioxidul de carbon pentru a-și dezvolta cordul și sistemul circulator. Un cord puternic și un sistem circulator bine pus la punct îl va ajuta după toată viața. 11-a zi. Da, așa este. După 11-a zi îl va ajuta să își dezvolte organele pe care vor dezvolta mușchii, sistemul osos și așa mai departe. Deci, aparatul în sine minează exact comportamentul unei cloști, a unei curci. În primele 11 zile cloșca nu se ridică de pe ou, aparatul face exact același lucru. Lucrează ca o cutie perfect închisă, nu-și ia aer proaspăt de aici, din încăpere, pentru că are nevoie să ridice concentrația de bioxid de carbon la un anumit procent, esențial pentru dezvoltarea cordului și a sistemului circulator, iar ulterior, după ce știe el teoria că embrionii au ajuns la stadiul de dezvoltare care trebuie, începe să îi ventileze, să le dea oxigen, deoarece încep să consume din ce în ce mai mult. Oxigen înseamnă metabolism, înseamnă dezvoltare, creștere, da, și producție de căldură. Dar în tot ciclul ăsta, ouăle se schimbă, li se schimbă poziția? Bineînțeles, avem sistemul de întoarcere. Este de asemenea esențial, deoarece previne lipirea embrionului de coaja internă, de membrana internă a oului. La curcan, da, programul este făcut astfel încât la fiecare 60 de minute se întoarce. Se întorc ouăle de pe dreapta, pe stânga și tot așa la fiecare 60 de minute. În momentul în care oricare din parametrii cu care lucrează aparatul ies din
valorile între care are voie să oscileze, automat se declanșează alarma în aparatul respectiv. Îmi sună mie pe telefon oriunde m-aș afla. Deci nu vă lasă liniștită, niciunde... Până acum să știți că m-a lăsat liniștită. Deci înseamnă că a funcționat bine. A funcționat. Am înțeles. Bine, din ziua 0 până la ecluziune. Bun, și de aici merge la ecluzionare? Da. Între ziua 22 și ziua 25 putem transfera ouăle în sala de ecluzionare. În ecluzionator. Și asta unde e? Într-un alt spațiu? Următoarea sală, da. Mergem pe flux mai departe. Să mergem. Vreau să vă arăt, dragii mei, acum cel mai vechi loc, unde, fără întrerupere de-a lungul timpului, se produce vinul spumant după cea mai veche și clasică metodă cunoscută. O știți, champenoise. Nu vreau să vă destănui decât un singur lucru. Că pereții pivniței au 1,5 metri grosime și că au fost ridicați în anul 1892. Doamnă, administrați un spațiu, eu știu, cu o istorie foarte interesantă. Povestiți-ne câte ceva despre aceste clădiri care par destul de vechi și sunt, după câte știu eu, destul de vechi. Ne aflăm la pivnițele Rain din Azuga. Această clădire a fost construită în 1892 de către un sas. Familia lui a venit în România la 1200, s-au stabilit în Brașov și când a venit primul nostru rege, Carol I, în România, mai mulți investitori din Brașov au venit aici în Azuga, printre care a fost și acest Rain. Și a construit această cramă. Este o cramă de suprafață. Temperatura în clădire se păstrează, în cramă se păstrează natural, datorită faptului că pereții exterior sunt foarte groși. Pereți de 1,50 m, cu pernă de aer la mijloc. Vara nu urcă temperatura peste 12 grade și iarna nu coboară sub 4-5 grade cu plus. Cum au evoluat lucrurile așa în timp după cel care a investit? Au avut o evoluție foarte bună, deoarece aici, la Azuga, au început cu fabricarea vinului spumant după metoda champenoise, s-a păstrat această tradiție și a funcționat în continuu. Nu a stagnat niciodată aici activitatea. Chiar după naționalizare, în vara trecută a venit un preot care, atunci când s-a făcut naționalizarea, era trazat într-una din camere, era cu chirie, stătea într-una din camerele acestui loc și îmi spunea că au venit comuniștii, au încuiat ușile și la 2 luni au dat drumul pentru fabricarea vinului spumant. Singurul lucru care a fost aici, au lipsit vreo 14.000 de sticle după pupitre. Dar în rest nu s-a distrus atunci nimic. Deci a continuat activitatea de șampanizare în continuare până astăzi, dacă pot spune așa. În timpul comuniștilor făceam aici la Azuga 1.600.000 de sticle pe an, dar toată producția mergea pe piața țărilor comuniste în cadrul Caierului. Cel mai mult dădeam pe piața din Rusia. Da, foarte interesant. Bănuiesc că știți atât de multe lucruri despre istoria acestei clădiri și acestor locuri. Cred că lucrați de multă vreme în aici. Lucrez din 1974, am aproape 40 de ani de vechime și lucrez, am făcut toată viața vin spumant după metoda champenoise și după ce ne-am privatizat a trebuit să ne formăm în turism, în strângi trama în circuitul turistic, făcând aici restaurantul acela care are 90 de locuri, servire a la carte. Și noi ne-am format pe partea turistică. Cât personal lucrează aici? Suntem 15 oameni, oameni care am lucrat și înainte, pe cei care lucrau la șampanie aici, făceam numai șampanie, i-am calificat în bucătari, ospătari. Deci tot ce se face aici, toate amenajările, toată întreținerea acestei clădiri și a spațiului turistic despre care vorbeați, o fac cei 15 oameni, nu? Da. Cei 15 oameni. Policalificați. Da, multi. Multicalificați. Da. Și întreținerea clădirilor la exterior o facem tot noi. Spațiu verde, care este destul de mare. Avem 2 hectare spațiu teren aici, din care 5600 spațiu construibil, restul este teren spațiu verde. Și vara aranjăm foarte frumos aici cu flori. Avem în spatele clădirii un teren de fotbal.
teren de volei, de badminton, foișor, grătar, așa. Deci tot ce trebuie pentru potențialii turiști care vă vizitează. Spuneți-mi, până la urmă, materia primă de unde o luați? Aveți dumneavoastră suprafețele proprii de plantații de viță de vie sau cumpărați? Avem peste 400 de hectare cu viță de vie situate în Transilvania, la Sebeș, în dealul mare și în dealurile Dobrogei. Pe lângă soiurile principale, din care de fapt se face, se procesează și se obține șampania. Chardonnay-ul, predomină Chardonnay-ul, Riesling-ul, feteasca albă, struguri proveniți din zona Transilvaniei, de la Sebeș. Deci aici se face o șampanizare absolut naturală, să înțelegem. Se trage vinul în sticle, se face acest copac, se adaugă niște drojdii speciale, sunt drojdii care trebuie să fermenteze la temperatură joasă, în mediu închis, în mediu cu alcool, și se țin sticlele curcate în poziție orizontală cel puțin 9 luni. Și în timpul acestea drojdiile consumă zahărul din vin, degaje bioxid de carbon, presiune ajungând la final până la 6-7 bari și foarte puțin alcool. Și ce înseamnă foarte puțin, la cât ajunge? Vinul având 11 tăria când l-am tras în sticle, mai crește cu un grad jumate tărie alcoolică. 13,5. Până la 13 grade ajunge spumantul finit. Deci vorbeați de piața de desfacere în perioada de până în 89. Care este piața de desfacere acum și cam cât mai produceți în primul rând și care e piața de desfacere? Care sunt beneficiarii principali a ceea ce produceți dumneavoastră aici? Acum, în 2006 am lansat un nou brand, brandul Rhein, prin care noi am vrut să facem o legătură peste timp și am redevenit furnizorii casei regale din România, regelui Mihai. Și când l-am lansat aici la Zurla pe 26 aprilie 2006, am repetat meniul coronării regelui Ferdinand. Deci avem brandul Rhein și marca noastră înregistrată tot de spumant și de vinuri liniștite, Prahova Valley. Și acum producem în jur de 200.000 de sticle pe an și îl exportăm în peste 40 de țări și pe piața din România. Să știți că nu întâmplător am ținut să stăm de vorbă în acest spațiu, pentru că îl numiți dumneavoastră și pe drept cuvânt muzeul acestui spațiu, acestor locuri. De ce? Ce aveți aici? Ce sunt expuse? Ce ați expus dumneavoastră în acest muzeu? Am expus reclame din ziarele vremii, din timpul lui Rhein. Și aici avem utilaje pe care noi le-am folosit până în 98, aduse de Rhein, utilaje care funcționează și în ziua de astăzi. Mulțumesc mult și succes! Mulțumesc și vă așteptăm oricând la noi la Azura. Cu mare drag! Da. Se caprut într-o noapte, nu de tot pe jumătate, ca să trec la frații mei. Suntem frați până la moarte, suntem frați de-o mamă bună, de aici din țara română. Ah,
cânta peste Carpați. Să mă audă ai mei frați, că atât Prutul cât va curge, neunește același sânge. Neunește același sânge. Ne desparte, noi suntem frați până la moarte. Suntem frați de-o mamă bună, de aici din țara română. Dumnezeule, ce zonă mirifică administrație aici în Brașov, domnule director. Direcția Silvică Brașov. Da. Dumnezeu ne-a înzestrat cu locuri frumoase. Suntem aici între două masive muntoase, Bucegi, în stânga noastră și Piatra Craiului în dreapta noastră, cu păduri frumoase. Sunt administrate atât de către noi, de către Regia Națională a Pădurii, cât și de ocoale silvice private, fiindcă aici au fost proprietăți ale primăriilor și ale composesoratelor. Și s-au înființat ocoale silvice și ei fac aceeași administrație corectă. Cât e acum din suprafața de păduri a județului Brașov? Da. Fiindcă sunteți directorul direcției de aici. Cât este acum în sistem privat și la regie? La direcția și înainte silvică. De a fi retrocedate pădurile, erau 185.000 de hectare în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor.
Acum mai sunt doar 22.000 de hectare de pădure. Și înseamnă de că 160... Și vreo 20 mai administrăm prin contract cu diferiți proprietari. Și da. Celelalte, deci celelalte 160, 20, vreo 140 administrate de cine? De ocoale silvice. Private? Nu sunt private, că sunt regii publice, locale, ale primăriilor. Ale primăriilor. Și da. Sunt, după opinia dumneavoastră, că trebuie să aveți cunoștințe, sunt ele administrate în sistem silvic, în regim silvic? Da, sigur. Toate? Da. Eu și nu se mai ia așa pe... Bun, mai sunt accidente ca peste tot în țară, dar nu pot să spun că nu-și fac datoria colegii mei de la structurile private, pentru că provin tot din direcția silvică. Vedeți, nu neapărat este vorba întotdeauna de modul cum colegii dumneavoastră, cum spuneți, își fac datoria. Ei sunt convinși că dacă au așa ales această meserie, iubesc ceea ce fac. Da. Dar mai sunt situații în care nici ei nu le pot stăpâni. Da. Probabil legislația, modul de legislația este, o avem. Nu se aplică atunci. Nu, se aplică, dar e foarte greu în justiție să dovedești infracțiunea respectivă. Infracțiunea, da, da, da. Sunt foarte multe cazuri în care noi pierdem procesele verbale de infracțiune sau de contravenție datorită faptului că instanțele spun că nu am avut martori. Păi, ce martor să am eu? Dacă ai fapta, dacă ai produsul, dacă ai lemnul care l-ai confiscat sau l-ai descoperit acolo. Da, și l-am găsit în pădure, eu îmi făceam treaba pădurarul, își făcea treaba patrularea lui și a dat de un infractor acolo de unde să aducă un martor în vârful muntelui, să dovedească că într-adevăr asta. Probabil justiția mai mizează și pe ideea sau merge pe ideea și bă, dacă o fi un om bătrân, săracul sau niște sărași prin nu știu ce comune au și ei nevoie de o căruță de lemn să încălzească copiii acasă. Cred că mai privește lucrurile și prin prisma sufletului un pic și mai lasă lucrurile așa, deși eu am convingerea că nu există, nu cred că poate exista un lucrător în sistem, pădurar sau specialist, inginer, care să nu înțeleagă aceste situații și să îi permită să exploateze o parte din pădure, dar în anumit regim. Ce faceți ca să extindeți pădurile? Pentru că cu acel prilej se vorbea și despre un program de împăduriri, reîmpăduriri, de luarea în administrarea regiei a unor suprafețe, eu știu, nepropice pentru alte destinații, pentru agricultură. Există programe de a prelua suprafețe limitrofe pădurii de la persoane fizice sau de la primării pentru a fi împădurite, astfel încât să ajungem la un procent de împădurire al județului și al țării care să ne apropie de media europeană. Noi, din păcate, suntem încă sub media europeană ca suprafață. Ce bine ar fi măcar terenurile degradate. În primul rând, acelea care oricum sunt supuse a tuturor, mă rog, factori externi și în mod deosebit eroziunii, să fie stabilizate prin împădurire. Ar fi nemaipomenit. Le aveți în vedere? Sigur că le avem în vedere. Ne lovim doar de faptul că e foarte greu să convingi proprietarul acelor terenuri, că acum terenurile acelea au fost retrocedate și să-l convingi să le împădurească. Noi asigurăm material săditor, asigurăm asistență tehnică pentru a fi împădurite, dar lumea... E greu să cedeze suprafața, dacă suprafața respectivă luată în regim silvic ar beneficia de anumite susținere financiară, cred că ar fi mai repede... O scutire de impozit pe teren... Sau chiar o susținere financiară, cum se acordă în agricultură, pe unitatea de suprafață, o subvenție. Eu sunt sigur că... Mulți ar pleda și ar susține acest program. Eu sunt sigur că cei care au puterea de decizie se vor gândi la lucrul ăsta, pentru că vedeți și dumneavoastră că schimbările astea climatice se datorează exploatării iraționale. Ai, spuneți-o direct. Da, spuneți-o nu direct. Pot să spun așa ceva. O spun că eu. Sunt cazuri. Nu există pădure fără uscături, dar în general silvicultorii din țara asta își fac datoria. Sunt în lucru, după cum știți, nouă cod silvic aduce îmbunătățiri și modificarea la hotărârea de guvern privind proveniența și circulația materialului lemnos. S-a modificat acum și urmează să fie pusă în aplicare și cred că va fi o măsură care
va duce înspre îmbunătățirea situației privind tăierile ilegale. Am înțeles. Să se dea Domnul să reușiți să împăduriți cât mai mult, să regenerați cât mai multă pădure. Sigur. Și să exploatați pădure în mod rațional și sigur, cu destinația respectivă. Și m-aș mai bucura dacă acel lemn pe care este exploatat, extras din pădurile, nu numai a Brașovului, al pădurile țării, să producă, să ducă pe o mai filieră multă plus valoare. Exact, să ducă să ducă pe o filieră care să aducă plus valoare în România. Sigur, singur nu vom putea. Sigur, sunt convins. Noi trebuie să fim în comuniune cu opinia publică, cu cetățenii și să înțelegem toți că pădurea este cel mai bun factor de mediu din corect, din natură. Așa este. Așa să fie, să dea Domnul să aveți succes în tot ceea ce faceți. Vă mulțumesc mult. Vă mulțumesc mult. Drumul către fondurile europene este parcurs și în această emisiune de către reporterul nostru, dragii mei, care a obținut contractul de finanțare și acum ne va spune ce trebuie să conțină dosarul de achiziții. Bună ziua, Mihai Dragomir este numele meu de la compartimentul achiziții. Bună ziua, Sfânt Staicu. Domnul meu, am terminat procesul de întocmire a dosarului, am discutat cu un consultant, am obținut contractul de finanțare, urmează acum să fac achizițiile și înainte de toate aș vrea să discut cu cineva de la ce mână noastră. Măsura 121. Achiziție simplă sau complexă? E o achiziție simplă. Utilaje agricole. Utilaje agricole pentru îmbunătățirea exploatării. Deci, în primul rând, trebuie să vrei să știi ce trebuie să conțină un dosar de achiziții. Absolut. Și servicii și bunuri. Exact. Și care ar fi pașii ulterior? Ce fac apoi cu achizițiile astea pentru a mă asigura? Aveți o firmă de consultanță care vă îndrumă. Da. Am înțeles. Da. În primul rând, pentru servicii, dacă valoarea serviciilor este sub 15.000 de euro, da? Dosarul de achiziție trebuie să cuprindă contractul și declarația de confidențialitate, anexa 4. Dacă este sub 15.000 de euro, se depune în două exemplare la Oficiul Județean de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit Prahova. Durează 5 zile verificarea. Okay. La achiziții de bunuri. Dacă aveți la achiziții de bunuri. Achiziții de bunuri sunt mai... Da, acolo trebuie să aveți să urmăriți caracteristicile tehnice care trebuie să le cereți în cererea de ofertă. Mare atenție la aceste caracteristici tehnice, sunt caracteristicile tehnice care le-ați cerut în cererea de finanțare. Să nu cereți alte caracteristici tehnice decât cele care le-ați cerut în cererea de finanțare, principale, care le-ați cerut principale. Deci trebuie să păstrez o conformitate clară între planul meu de afaceri inițial și achizițiile pe care le fac da, acum. Da. Ce pot face eu pentru a mă asigura că tot demersul ăsta e făcut legal? Și mai mult de atât, că în urma lui pot să vin la dumneavoastră cu un dosar clar în care să explic toate chestiile pe care le-am făcut. În primul rând, trebuie să veniți să faceți o cerere de ofertă cu invitație de participare. Cererea de ofertă și invitația de participare se vor pune la noi pe site. Descărcați, aveți la contractul de finanțare, aveți anexa 4, instrucțiuni pentru ofertanți. Acolo sunt găsite toți pașii care trebuie să-i faceți dumneavoastră. După ce cereți caracteristicile principale, invitația de participare, o punem pe site. În aceea zi, dumneavoastră, aveți dreptul să trimiteți invitația de participare către potențialii ofertanți, minim 3 oferte conforme. Iar ofertele conforme sunt ofertele care sunt reprezentative din punct de vedere tehnic și financiar. O ofertă neconformă este o ofertă care vine cu valoarea mai mare decât valoarea supusă licitației sau cu caracteristici diferite față de cele ce v-ați propus dumneavoastră să vă achiziționați prin proiect. În cazul în care cele trei oferte întrunesc toate nevoile mele, sunt obligat să aleg oferta cea mai ieftină? Da. Oferta cea mai bună din punct de vedere al prețului, cu prețul cel mai mic. Regulă. Bun. Și mare atenție, facem o paranteză la conflictele de interese. Conflictele de interese între ofertanți și între beneficiari și membrii comisiilor și ofertanți. Nu trebuie să vină la ofertare ofer firma care are și mai mulți acționariați din firmă se regăsesc și în firmele celelalte. Atunci va fi conflict de interese. Regulă.
Da? Sau între membrii comisiei de numire, membrii comisiei de evaluare a ofertelor și a dumneavoastră ca reprezentant legal, să dețineți pachet majoritar sau acțiuni sau funcție de conducere la firmele care vin la ofertare. Cum mă pot eu asigura de asta? Păi, ca oamenii să nu prin fie... le cereți ORC-ul. Okay, ORC-ul și să dea o declarație conform HG224/2008 și OG66/2011. Mai exact, pentru telespectatorii noștri, ce este ORC? Este certificatul constatator al Oficiului Registrului Comerțului. În regulă. Am auzit de tot felul de condiții artificiale care pot dăuna unui proiect al nou. La ce se referă aceste condiții artificiale? Sunt conflictele de interese. Situațiile în care ceea ce definește conflictul de interese între beneficiar și ofertanți sau conflictul de interese între ofertanți. Între beneficiari și ofertanți, beneficiarul să nu dețină pachet majoritar de acțiuni sau funcții de conducere la potențialii ofertanți, iar ofertanții să nu dețină să nu aibă acționariat comun între ei să participe la aceeași licitație. Din momentul în care am semnat contractul de finanțare, cât timp am pentru a face achiziție și care sunt detaliile pe care trebuie să le urmăresc în mod explicit? Aveți 3 luni de zile în care puteți depune dosarele de achiziție. Dumneavoastră vă duceți la consultant, vă întocmește dosarele de achiziție, după aceea veniți la noi, dosarul de achiziție, servicii, care am înțeles că este o singură ofertă, se depune contractul și declarația conflictelor de interese în 2 exemplare, iar dosarul de achiziții bunuri veniți în format electronic și pe hârtie. Se va depune, se va analiza de noi în termen de 5 zile, îl vom posta pe site și după aceea vom semna fișa de verificare a 0. Odată ajungi la acel pas al procedurii, vă voi contacta din nou și voi reveni la Oficiul Județean. Vă mulțumesc mult! Cu multă plăcere, vă așteptăm! Țânțarii, dragii mei, ne dau mari bătăi de cap în această perioadă în care umiditatea este crescută. Dar știați că anumite specii pot să transmită boli grave atât oamenilor cât și animalelor? Doamna doctor, ce să vă fac? Ați făcut greșeala, imprudența să-mi explicați atât de multe lucruri despre paraziți, parazitoze, boli care se transmit de la căpușe, la câine, la om și așa mai departe, încât mi-a stârnit atât de tare curiozitatea încât vreau să aflu mai multe. Țânțarii. Și ei sunt vectori importanți, am înțeles, care pot transmite o serie de boli și sunt așa de deranjanți câteodată încât îți vine să dai cu ceva. Ce? Avem mulți țânțari, mai ales acum, după perioadele astea de ploi, ei se mulțesc foarte mult când este umiditate mare, pentru că își depun... Să înțeleg că de asta v-am găsit în preajma aici, să depistați cumva, să vedeți dacă e pe aici un focar? Da, putea recolta așa unde e apa mai lină, putea recolta cu o sită larve de țânțari și am putea monta și o capcană pentru adulți, pe care după aceea să-i ducem în laborator și să identificăm, să vedem ce specii avem, pentru că sunt anumite specii care pot transmite boli la animale și la om. Dacă mă gândesc la West Nile, o boală virală transmisă de țânțari, atât la om cât și la animale, cu tulburări nervoase și, cum spuneam la celelalte întâlniri ale noastre, e foarte greu de făcut diferența după semnele clinice uneori între encefalita transmisă de căpușe și West Nile. Efectiv, ce boli pot transmite țânțarii? Una de interes foarte mare pentru medicina veterinară și iarăși ajungem la câini este dirofilaria. Este un vierme cu localizare cardiacă adultul, iar microfilariile se găsesc în sângele circulant. Avem mai multe specii de... O larvă, ceva? Un vierme. Un viermișor. Un vierme destul de mare. Și intră în circuitul sanguin? Intră în circuitul sanguin și cu sângele și ajunge... Și se fixează în orice organ? Nu. Doar în... Avem două specii. Una care se numește dirofilaria imitis cu localizare cardiacă. Și dacă se ajunge la un număr foarte mare de astfel de viermi în cord, câinele poate să moară în urma unui efort sau în urma unei contenții mai brutale, nu mai poate respira și face stop cardiac și moare datorită acestor viermi. Și la om nu se pot întâmpla asemenea fenomene? Nu au fost
foarte multe semnalări de Dirofilaria imitis la om, dar avem foarte multe de Dirofilaria repens, o altă specie de Dirofilaria cu localizare cutanată. Frecventă și la câine, evident, dar și la om sunt tot din... Cum adică localizarea cutanată? Cum este? Sub forma unui nodul sub piele. Și acest nodul, mai ales când adultul se fixează acolo, dă o reacție inflamatorie foarte dureroasă și diagnosticul este greu de stabilit la om, pentru că de cele mai multe ori medicii se gândesc la cu totul altceva. Poate să fie un chist hidatic care să fie foarte mare, cu o localizare care să... Pe chistul poate fi și subcutanat cu chistul hidatic? Nu subcutanat, dar poate fi un chist osos, de exemplu, care se proemine foarte mult la suprafață și atunci nu poți să știi ce este sub piele. Poate fi o tumoră, poate fi un nodul de o altă natură, deci niciodată nu știm exact ce se întâmplă acolo. Teste serologice se pot face, dar există și situații când acestea dau reacții fals negative sau când au reacții încrucișate. Și a fost un caz în București când nodul era localizat undeva în zona abdominală spre inghinal, iar la testul serologic pentru echinococus acesta a ieșit pozitiv. S-a făcut o intervenție chirurgicală cu toate măsurile necesare și la testele histopatologice s-a descoperit de fapt că era o Dirofilaria repens localizată în zona respectivă. Da, mai auzit în diverse medii de niște larve care pur și simplu pătrund sub cutanat și se plimbă pe sub piele. Despre ce este vorba? Deci vorbim de larva Migrans cutaneus, care este produsă de un cu totul alt vierme, deci nu are nicio treabă cu Dirofilaria. Pe Dirofilaria o găsim doar localizată sub forma unui nodul, cu localizări cât mai diverse. Și la câine, dar și la om. La câine, având în vedere blana, și așa, este foarte greu de depistat. Cel mai mult se găsește atunci când se fac intervenții chirurgicale. Castrări cezariene sau altceva. Se întâmplă ca în momentul în care medicul face incizia pentru intervenția chirurgicală respectivă să vadă că de acolo țâșnește un vierme. La început, când nu știau despre ce e vorba, reacția era oarecare de panică. Oare ce e aici? Ce se întâmplă? Dar sunt foarte mulți medici care colaborează cu noi și atunci, fie că ne sună, fie că păstrează acest vierme într-un flacon cu alcool sau pur și simplu într-un flacon, vin și ni-l aduc și așa putem noi face semnalări de răspândire a acestui parazit. Și am mai înțeles și iarăși de un parazit, tot așa un vierme care se poate localiza, nu știu dacă de țânțar este transmis la om, se poate localiza în orice organ. Splină, ficat. Da, nu de țânțari, de flebotomi. Cred că vă referiți la Leishmania. Asta ce este? Tot un fel de țânțar? Da, un fel de țânțar, eu îi spun așa mai popular sau mai simplu, un țânțar păros. Adică diferența morfologică, când îl examinezi la stereomicroscop, are foarte mulți peri pe toată suprafața corpului. Puțin, și ca dimensiune puțin, mai mare sau puțin, mai mic? Puțin mai mare decât țânțarul obișnuit, pentru că și țânțarii sunt foarte multe specii și de dimensiuni diferite. Acest parazit se localizează la om și la animale, câinele fiind rezervorul principal, dar sunt și foarte multe alte animale sălbatice. Iarăși câinele, câte da, boli și paraziți. Tot timpul ajungem la câine, da. Ce vorbeam în ediția trecută. Și se transmite prin înțepătura acestui flebotom și circulă între câine, vulpe, lup, marmotă. Și avem așa ceva în țară? Avem. Mă întreb, gângania aia atât de mică, câte boli și câți paraziți pot transmite la câine, la animale în general și la om? Cum e posibil din minunea aia mică să transmită paraziții ăștia, viermișori ăștia care se duc să instalează? Lumea animală, biologia sunt totdeauna surprinzătoare. Totdeauna găsești ceva care multe să te surprinde. Da, mulțumesc mult! Mulțumesc și eu! La revedere!
Ei, dragii mei, cam atât pentru astăzi. Mă despar de dumneavoastră ca de fiecare dată, cu speranța că ne vom reîntâlni săptămâna viitoare, că veți fi la fel de prietenoși cu noi și ne veți iubi la fel de mult și că noi încercăm și sper că și reușim să vă oferim misiuni care să vă facă plăcere. Și nu uitați, dragii mei, în afară de sănătate, în afară de o săptămână bună, nu uitați că lumea satului este și lumea noastră, a mea, a ta, a ta și a ta, oriunde ne-am afla. Toate cele bune!